Victorie mare pentru FC Botoșani în debutul anului 2023. Moldovenii antrenați de Flaviu Stoican au reușit să se impună cu scorul de 1-0 în fața oltenilor de la Universitatea Craiova. Unica reușită a partidei a fost consemnată în minutul 35, atunci când Sebastian Mailat a expediat un șut superb direct în viclul porții. Astfel, pe Municipal a pornit fiesta. O să fie momente, o să-ți ca și fotbal, dar acum avem nevoie de puncte, ce-ați făcut voi astăzi, cu sacrificiu, cu alergare, cu atitudine, cu dorință. Chiar dacă ați avut picioarele grele, chiar dacă n-a fost un meci așa cum ne doream, spectaculos, important că am câștigat. Și vreau doar atât să vă spun. Bravo, băieți! Bravo! Nu doar în vestiar a fost bucurie mare după fluierul final, ci și în loja finanțătorului Valeriu Iftime, acolo de unde partida a fost urmărită cu sufletul la gură. Am avut emoții mari la meciul acesta, dar ceva îmi spunea că vom putea câștiga. Dacă eram un pic mai insistenți în prima repriză, se mai întâmpla ceva. Ei nu au avut ocazii mari. Atitudinea s-a schimbat și așezarea. Cred foarte mult în ceea ce spune Flavius. Înaintea meciului mi-a spus, dacă luăm bătaie astăzi, mă las de antrenorat. Ne dăm sufletul pe teren, nu am decât să-i spun bravo, a spus Valeriu Iftime. În urma acestei victorii, FC Botoșani a urcat pe locul 10 în clasamentul primului eșalon, ieșind astfel din zona roșie. În etapa următoare, moldovenii se vor deplasa la Pitești pentru duelul cu FC Argeș. Meciul este programat pentru duminică de la ora 13:30.